Metronom 70. Revista radiofonică de muzică pop, realizată de Cornel Chiriac. Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi, cea de-a treia emisiune din ciclul... Jesus Christ Superstar, Iisus Hristos, Idol, noua operă rock, în două discuri. Rămăsesem joi după amiază cu prezentarea noi opere pop Jesus Christ Superstar la momentul când Iisus vine în templu și alungă pe neguțători și pe zarafi, în același timp primind mulțimea care îi cere să tămăduiască boli și defecte fizice. Iisus Hristos dă binecuvântarea. În templu reapare Maria Magdalena și reapariția ei este marcată de o scurtă reluare a cântecului de Lagan, ce a apărut în prima parte a operei, Everything's Alright, totul este bine, frumos, minunat, și după aceea urmează aria Mariei Magdalena intitulată I Don't Know How to Love Him, nu știu cum să-i arăt iubirea. Arie în care Maria Magdalena oscilează între dragostea ei păcătoasă, inițială, cea de care se lepădase, și dragostea spirituală față de învățătura și ființa lui Iisus. Lângă mine, colega Ioana Măgură, care îmi va da o mână de ajutor. Mai întâi, Everything's Alright. Gândurile uită, lasă frământarea. Peste amărăciune coboare uitarea. Totul este bine, frumos,
Minunat. Iisus, somnul mă cuprinde, sunt ca fermecat. Lumea fără mine n-o pieri într-o noapte. Somnul e așa dulce, dorm să uit de toate. Ochii și închise de visări purtat, astă noapte cele lumești le-a uitat. Eu mi-mpart destinul cu nefericirea, căci n-am cum, nu-i cale să-i inspir iubirea. În ultima vreme mă încearcă o schimbare, răul mă sloboade. E o purificare, oglinda mi-arată altă întruchipare, cu eu, cea dinainte n-are semănare. Mă mir, vreau să aflu ce-i în noua taină. Simțirea mă exaltă, emoții mă îndeamnă să-mi placă omul acesta, deși se arată om la fel cu alții ce i-am iubit și altădată. Ba, în multe privințe îmi dă ghes necuratul să zic, la mulți ce fură se adaugă un altul. Fără să-mi dau seama, m-am lăsat tentată să gândesc la lucruri care niciodată mintea nu-mi furase, fiindcă, până acum, în fața iubirii am fost calmă totdeauna. Față cu a lui faimă, mă umplu de spaimă. Fără să-mi dau seama, m-am lăsat tentată să gândesc la lucruri care niciodată mintea închipuise. Ce se întâmplă, oare? Spatele-mi furnică. Simt în trup răcoare. Chiar de-ar fi să-mi spună el că mă iubește, aș muri de frică. Mintea-mi rătăcește. Să-i înfrunt privirea, n-aș încumenta. M-aș simți pierdută, m-aș înspăimânta. Și cu toate astea, Doamne, te doresc. Și cu toate astea, Doamne, te iubesc. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you, well, don't you know everything's all right, yes, everything's fine. And I think I shall sleep well tonight, let the world turn without me tonight. Close your eyes and forget all about us tonight. Days when I see
A doua zi, marți, scena vânzării. Iuda se prezintă la Caiafa și Ana la arhierei, la marii preoți, pentru a îl vinde pe Iisus. Iuda cere, vrea să se explice. Vă spuneam joi, când l-am caracterizat ca personaj, în Iuda exista un conflict. Iuda crezuse în Dumnezeu mai întâi ca într-un mesia politic. Iuda era membru al mișcării Zelote, mișcarea revoluționară de eliberare a evreilor de sub stăpânirea Imperiului Roman, un fel de gherilă a celor vremuri. Deci Iuda, atunci când s-a simțit trădat în acest ideal al său, ideal politic, și și-a dat seama că Iisus e mai puțin pământean decât el în aspirații, a hotărât, în decepția lui, să-l vândă. A socotit inutil și așa se explică trădarea lui. Iată acum scena trădării. Damned for all time, blestemat pe viață. Iuda. Venind să-mi vând stăpânul, e foarte important ca să înțelegeți bine de ce v-am ajutat. Înainte de a purcede la josnica vânzare, grea luptă am dus cu mine și adâncă cugetare. Venind la voi, ei bine, nu mi-am dorit răsplată. Mai tare ca voința-mi mă împinse a mea soartă. În loc de a mea voință, rob sunt la a mea soartă. Motivul pentru care pe larg m-am explicat, nu vreau să fiu pe viață blestemat. Venind la voi, ei bine, trebuia, căci văd Iisus pierdut afrâna, declinul îl prevăd. Mai mult chiar, Iisus însuși prevede al său apus. Aflându-mă aici, nu-i pasă lui Iisus. Venind la voi, ei bine, nu mi-am dorit răsplată. Mai tare ca voința, mă împinse a mea soartă. Iar pentru toate astea, nu mă vreau condamnat. Nu vreau să fiu pe viață în lume blestemat. Ana, tu ești prieten, respecti cuvântul dat, ești înțelept, Caiafa la fel. M-am întrebat de ce am fost noi aleși, profeți de ne-am născut. Văzând grave soluții, noi știm ce-i de făcut. Acum poate înțelegeți de ce nu vreau răsplată. Mai tare ca voința îmi dictează a mea soartă. Și pentru toate aceste câte le-am înșirat, nu vreau să fiu pe viață de oameni blestemat. Ana, ce mai lasă scuza? În loc de închinare, dă-ne informații și scoală-te în picioare. Caiafa, mandatul e gata, vrem să-l arestăm. Noi cunoaștem legea, tu de unde să-l luăm? Ana, și apoi, tu știi prea bine, cine ne ajută are recompensă plătită în valută. Caiafa, în argint e plata, cu banii jos gheață, spune-ne doar locul și garda-l în hață. Să ne dai de veste când se află singur, fără lume în jurul, o să-l prindem sigur. Iuda, nu-mi trebuie banii voștri cu sânge murdăriți. Caiafa, n-are importanță, sunt bine acoperiți. Iuda, bani blestemați nu-mi trebuie, ci nu mă ispitiți. Ana, pun mâna în foc, de-ndată ce-i vezi, îi vei primi. Caiafa, gândește câte lucruri cu banii poți să faci, să ajuți nenorociții, să-i dai pe la săraci. Motivele înșirate de tine și a tale sentimente le-am consemnat pe toate. Ia banii, n-ai regrete. E un onorariu ce nimic plătește. Iuda. La căderea nopții, Iisus se găsește, joi
așa cum voi gândiți, nepăzit de nimeni, departe de lume, în grădina sfântă de la Ghețemani. Corul. Bine ticluită, frumoasă lucrare, Iuda fu maestru în a lui vânzare. You see, it's all the kind of things coming hard to me. It's taken me some time to work out what to do. I weighed the whole thing up before I came to you. I had no thought at all about my own reward. I really didn't come here of my own accord. Just don't say I'm damned for old time. I came because I had to, I'm the one who saw Jesus can't control it like he did before. And furthermore, I know that Jesus thinks so too. Jesus wouldn't mind that I was here with you. I have no thought at all about my own reward. I really didn't come here on my own accord. Just don't say I'm damned for all time. Why are we the ones who see the sad solution? Know what must be done? I have no thought at all about my own reward. I really didn't come here on my own accord. Just don't say I'm damned for all time. Cut the protesting, forget the excuses. We want information, get up off the floor. We have the papers we need to arrest him. You know his movements, we know the law. Your help in this matter won't go unrewarded. We'll pay you in silver, cash on the nail. We just need to know where the soldiers can find him. With no crowd around him, then we can't fail. I don't need your blood money. Oh, that doesn't matter, our expenses are good. Don't want your blood money, but you might as well take it. We think that you should. Think of the things you can do with that money. Choose any charity, give to the poor. We've noted your motives, we've noted your feelings. This isn't blood money, it's a fee nothing, fee nothing, fee nothing more. On Thursday night, you're find him where you want him.
Urmează celebra cină, cea de taină sau ultimă cină a Domnului Iisus Hristos cu apostolii săi. Scena se petrece sâmbătă noaptea. Motivul pentru care Domnul se întâlnise cu apostolii la această cină era sărbătorirea Paștilor. Există un contrast bine subliniat în aria, așa cum este ea prezentă pe opera pop Jesus Christ Superstar. De o parte sunt apostolii despre care se știe că în seara cinei erau bine dispuși. De cealaltă parte, Iisus cu problemele lui. Este momentul când îl demască pe Iuda, îl bănuiește pe Iuda, mai bine zis, ca vânzător și pe Petru ca cel ce se va lepăda de numele lui numai peste câteva ore de la cina cea de taină. Apostolii cântă o arie senină, degajată, cu următorul text. Priviți la ale mele dureri greu încercate, în val de băutură cum se neacă toate. Acum, când am răspunsul, să nu fiu tulburat. E o seară în care zorii vieții arată minunat. Am vrut să fiu apostol, o viață am sperat. Știam, prin insistență, mult e de câștigat. Apoi, de mă retrage, în scrieri voi lăsa la oameni amintire și după moartea mea. Este vorba, bineînțeles, de scrierea Evangheliilor. Apare Iisus. Sfârșitul. Îți vine greu să-l ai de suportat când știi că de prieteni îți fuse ajutat. În vinul de pe masă sângele meu s-agită, iar pâinea ce se vede din trupu-mi e dospită. Sfârșitul. Beți, e al meu sânge. Mâncați, în pâine trupul meu se frânge. Vă veți aduce aminte de mine de câte ori veți bea, de legea mea cea nouă, la fel când veți mânca. Dar ce tot spun, se pare curată nebunie să prevăd după moarte ce va urma să fie. Priviți-vă la fețe, de ce vă consternați? Îndată după moarte, uitări o să mă dați. Unul din voi de mine se va lepăda, un altul a lui credință în mine va trăda. Răspunsul apostolilor, nu eu, dar cine? Nu se poate. Iisus, adevăr zic vouă, Petru o va face chiar în astă noapte. De trei ori de mine se va lepăda. Nu va recunoaște că mă cunoștea, că eram preajmă-i. Și mai văd ceva, unul din cei care stă cu noi la masă, unul din cei 12, tot ființa aleasă, ca să mă trădeze, e gata plătit. Nu știu cine este, dar l-am bănuit. Iuda, simțindu-se cu musca pe căciulă, lasă-vă-i căreala, cine e, știi bine. Iisus, deci tu acela, ce mă întrebi pe mine? Iuda, cu bună știință mă împingi la păcat. Iisus, grăbește-te, Iuda, doar ești așteptat. Iuda, dacă ai ști motivul care mă silește, Iisus, nu-mi trebuie motive, ia de te grăbește. Iuda, tot ce până astăzi mi-a fost mai de preț, îmi inspiră acum un cumplit dispreț. Iisus, s-a plătit în tine minciuna cu ciuda, simbol al vânzării vei rămâne. Iuda, tu m-ai pus la cale, tu ți-ai vrut trădarea. Tu la toți cei 12 ne-ai făcut vânzarea, căci idealuri sfinte ne-ai dat, iar noi, credință, ambiții personale slujit am doar. Sentință de trădare împotriva ta ai dat-o, pedeapsa ce-o să vie de plin ai meritat-o. Iisus,
Nebune, te grăbește, din ochi să-mi piei, ci pleacă, scutește-mă de vorbați, nu vreau să știu, și pleacă. Iuda, nefericită într-o chipare, vezi unde ne-ai adus, a noastră idealuri din vina ta s-au stins. Și acum, sfârșitul care e cel mai trist din toate, cineva să te vândă și în ce fel s-o coate, ca pe un ucigaș ziua în amiaza mare, ca pe o fiară prinsă în clești la vânătoare, ca pe o mandarină jumate putrezită. Pleacă, ieși afară, trădarea-i dovedită. Iuda, mă uit atent la tine și nu pot să înțeleg. Frâna scăpaș din mână de parcă ai fi beteg. Poate că dacă totuși un plan ți-ai fi făcut, ai fi lovit în plin cu tot ce ai conceput. Iisus, ori nimeni dintre voi de mine nu grijește, de veche lângă mine au nimeni pridideste, Ioan, Iacob și Petru, uitat vie jurământul, îmi vine greu a crede că v-ați uitat cuvântul. Ce-ați zis? Că mai degrabă muriți odată cu mine. Vegheați, intru în grădină, se închin o rugăciune. Look at all my trials and tribulations, sinking in a gentle pool of wine. Don't disturb me now, I can see the answers till this evening is this morning, life is fine. Always hoped that I'd be an apostle, knew that I would make it if I tried. Then when we retire, we can write the gospel so they'll still talk about us when we die. Just a little harder brought about by friends. For all you care, this wine could be I despise you, liar, you want me to sue it.
What if I just stayed here and ruined your ambition? Christ, you deserve it! Hurry, you fool, hurry and go. Save me your speeches, I don't wanna know. Go! That in the bread, it's gone to my head. Till this morning is this evening like it's fine. Always hope that I'd be an apostle. Knew that I would make it if I tried. Then when we retire, we can write the gospel so that the thread is cut off. Someone has to turn you in, like a common criminal, like a wounded animal. Jaded Mandarin, a jaded Mandarin, just a jaded, jaded, faded, jaded, jaded Mandarin. Get up, been waiting. Get up, been waiting. Oh, been waiting for. I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Oh, dintre voi de mine nu grijește, de veche lângă mine au nimeni pridideşte? Ioan, Iacob și Petru, uitat vie jurământul? Îmi vine greu a crede că v-ați uitat cuvântul. Ce-ați zis? Că mai degrabă muriți odată cu mine. Vegheați, intru în grădină să închin o rugăciune. Cu aceste cuvinte, Domnul se îndreaptă în grădina de la poalele muntelui măslinilor Ghetsemani. Acolo Iisus Hristos înalță o rugă către Atotputernicul, către Dumnezeu. Prin intermediul acestei rugăciuni se explică și contradicțiile interioare ale lui Iisus Hristos. La început îi vine greu să primească moartea pe care o hotărâse Dumnezeu, apoi o înțelege ca atare, ca hotărâre a lui Dumnezeu și se împacă cu gândul răstignirii. Când spuneam la început că apostolii au fost prezentați într-o notă de bună dispoziție, de veselie, de chercheleală, dacă vreți,
justificare era că Iisus Hristos le ceruse apostolilor să stea de pază la intrarea grădinei Ghețemani în timp ce el se ruga Domnului, iar ei, așa cum vă vedea mai târziu, au adormit. Iată acum rugăciunea din grădina Ghețemani sau din grădina măslinilor, dacă vreți, în traducere mai întâi. Părinte atotputernic, rugă înalți la tine, fă tu ca să treacă și acest pahar de mine. Otrava ce-o conține mă va sfârși prea crud, schimbat mă aflu astăzi, greu suflu și asud. Unde e siguranța, încrederea divină ce aveam până mai ieri? O oboseală lină în trupul mi se coboară, în suflet doar tristețe. Am întrecut atale ambiții, speranțe și povețe, cei 3 ani de când predic, cât 30 se măsor. Mai mult de atât nu poate un biet om muritor. De vrei să mor, povestea las-o să se sfârșească așa cum tu ai vrut-o. Pune-i să mă urască, mă bată până la sânge, cu biciul mă lovească, apoi pe cruce în cuie să mă răstignească. Trebuie să știu, Dumnezeul meu, trebuie să înțeleg, Dumnezeul meu, care semnificații ascunde a mea moarte. Oamenii vor purcede mai mult respect să-mi poarte, va crește în înțelesuri a mea vorbă și faptă, și dacă mor, se cade să aștept în schimb răsplată. Trebuie să știu și să înțeleg, stăpânul meu, doar tu îmi poți răspunde, de ce mor tocmai eu? Tu, Doamne, rog, probează-mi că nu mor în zadar, pogoară, rog, asupra-mi puțin din sfântul har. În moartea ce mi-ai dat-o există o rațiune, de ce dintre atâția m-ai ales demn pe mine? O, Doamne, așa departe de mine te arăți, să-mi îndulcești sfârșitul cu niciun chip nu poți. Iertare, Sfânt Părinte, sunt gata acum să mor, privește și veghează-mi sfârșitul, nu-i ușor. Cât 90 se par cei 3 ani cât trudii, la ce începui sfârșitul să fac nu mai putui. Un început ce altfel pornire tu i-ai dat, nu eu pornit am lupta, ci tu m-ai îndemnat. Grea ți este acum voința și trebuie să mă închin. Tu ai în mână sorții, eu cupa cu venin. Fie și așa, mă înclin, te rog mă răstignește, pe cruce, omoară-mă, la sânge mă lovește, grăbește împlinirea sfârșitului dorit, acum, căci mâine poate mă afli răzgândit. Only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I'd wanna know, I'd wanna know, my God, I'd
wanna see, I'd wanna see my God. Wanna see, I'd wanna see my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know my Lord. Have to know, I'd have to know my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know my Lord. Have to know my Lord. Show me there's a reason for your wanting me to die. You're far too keen on where and how and not so hot on why. Why then am I scared to finish what I started, what you started? I didn't start it. God, thy will is hard, but you continua prezentarea operei pop Jesus Christ Superstar duminică după amiază cu arestarea, judecata lui Pilat și crucificarea lui Iisus Hristos. Now, before I change my mind.